Scorpion. Bună, dragi lei, bine ați venit! Fac și pentru voi citirea pentru săptămâna 8-14 aprilie. Săptămână care se potrivește atât pentru cei care sunteți în zodie leu, dar și cei care aveți ascendentul în leu, bineînțeles. Înainte de a începe această etalare, eu vreau să vă reamintesc, cum fac de fiecare dată, că este una generală, iar dacă nu vă regăsiți sau doriți completări, sau simțiți voi că mesajele voastre sunt în altă parte, intrați la ascendent, este absolut gratuit și veți ști cu siguranță ce va duce această săptămână. Nu uitați că deja am publicat citirea lunară pe care o vedeți undeva aici la sfârșit de ecran sau aici în carduri, dacă vă este mai ușor să o accesați, și eu vă recomand din suflet, dacă încă nu ați văzut-o, să o vedeți, pentru că acolo obțineți mai multe informații, folosesc mai multe pachete de cărți, detaliez mai mult pe principale aspecte ale vieții. Haideți să trecem la treabă, să vedem, dragi lei, ce înger și ce mesaj are pentru voi pentru această minunată săptămână 8-14 aprilie. Sper că va fi minunată. Yeah. Serafina, un înger foarte, foarte frumos. Este îngerul familiei pentru voi, dragii mei. O schimbare benefică sau ceva frumos intervine în viața dumneavoastră de familie, da? Deci cei care aveți o familie, îngerul spune că săptămâna aceasta niște lucruri frumoase care se întâmplă în familia dumneavoastră, niște lucruri pozitive, niște vești frumoase vă bucură pe voi, dragii mei, vă găsiți împlinirea prin familie și este un lucru foarte, foarte bun. Lucru pe care unii le așteptați, alții vă ia prin surprindere aceste minunate realizări care apar. Cei care nu aveți o familie, vă gândiți la lucrul ăsta, s-ar putea vă vedea să cunoașteți în această perioadă o persoană specială sau persoana cu care voi sunteți de ceva timp, să simțiți că sunteți pregătiți să faceți următorul pas, adică de a vă întemeia o familie. Ține de familie, dragii mei. Tot ce ține de ideea de familie este benefic pentru lei în această săptămână. Așa, să vedem tarotul. Ce mesaje are pentru leu? Opa, nu pot să le las pe toate pentru că sunt foarte, foarte multe, da? Leu, săptămâna 8-14 aprilie. Ia să vedem. Hop. Hop. Monta nerovașe cărți. Și energia voastră generală, avem un nou de monede. E vorba de bani. S-ar putea ca vestea pe care voi o primiți sau o dați în familia noastră ține de o stabilitate financiară, da? Sau cei care căutați un anumit tip, un bărbat din leu care caută tipologia de femeie perfectă, independentă, plină de bani, apare și de carieră apare la ei. Cert este că sunteți în această perioadă foarte stabil pe voi, știți ce vreți. Aveți o siguranță financiară, primiți niște bani, da? Primiți niște bani meritați, da? Poate niște câștiguri pe care le are partenerul dumneavoastră vă aduce o bucurie, poate câștigați niște bani din anumite surse și asta aduce bucurie în familie. Oricum, banii vin prin intermediul familiei și, în principal, prin intermediul acestei femei de carieră, femeie independentă, femeie care vă va susține necondiționat, femeie pe care voi o admirați, dragii mei. Poate fi mama din familia voastră pentru unii, poate fi partenera, poate partenera dumneavoastră are niște bucurii, cum am zis mai devreme, sau poate fi acea femeie care voi ați așteptat toată viața și apare în această perioadă pentru lei. Pentru că văd un nou început încununat de lauri. Un nou început frumos pe care voi vi l-ați dorit, la care voi v-ați gândit, deci ați atras fix ceea ce voi ați gândit, dragii mei. Legea Universului aduce ceea ce noi ne dorim. Atragem lucruri benefice pentru că le conștientizăm, dar și luptăm pentru ele. Vine începuturi frumoase, vine începuturi care pe voi vă bucură, vine începuturi care voi le-ați gândit, le-ați muncit, le-ați... Poate deveniți această persoană independentă, de exemplu, femeile din zodia leu. În sfârșit vă simțiți stăpâne pe voi, în sfârșit știți că aveți tot ce vă trebuie pentru a merge mai departe cu cealaltă etapă din viața voastră, adică să vă construiți o familie, să vă clădiți un cămin al vostru, cele care încă nu-l aveți. Și sunt șanse mari să apară, wow, îndrăgostiți, este clar, apare iubirea adevărată, e clar că sunteți într-o săptămână foarte, foarte benefică din punctul ăsta de vedere al iubirii, da? Alegeți în sfârșit pe cineva, pentru că îndrăgostiții poate semna și dualitate. În sfârșit vă dedicați familie, în sfârșit știți ce care nu e sigur de un anumit partener, că este și acest mesaj,
cu care din cei doi parteneri să mergeți mai departe. În sfârșit, știți cu care vreți să clădiți această familie. Urmează etapa importantă alături de partenerul dumneavoastră, un nou început, poate vă mutați sau vă asumați acest început de familie, cei care ați într-o relație și încă n-ați făcut pasul acesta, pentru că voi este bine, pentru că partenerul dumneavoastră și voi aveți și stabilitatea aceasta financiară pentru a vă duce acest vis la bun sfârșit. Oh, wow, ce cărți frumoase! Sunteți binecuvântați, dragii mei lei! Încă o dată vedeți și citirea lunară, că o să vedeți că același lucru spun oarecum și acolo. În săptămâna aceasta cunoașteți sufletul pereche cei care vă doriți. Cunoașteți acea persoană cu care voi vă simți că este menită pentru voi. Intră pur și simplu în viața voastră, simțiți că cunoașteți de o viață. Este foarte ușor când sunteți în relație cu sufletul pereche să legați anumite lucruri, să mergeți mai departe, să construiți etapă cu etapă. Foarte bine, este o săptămână foarte benefică din punctul ăsta de vedere. Wow, wow, căsătorie, deci nu, e clar că ceva se întâmplă perfect aici. E clar că urmează marea cerere pe care voi o veți face sau ați făcut-o sau veți fi luați prin surprindere de către partenerul dumneavoastră, da? Vă cumpărați poate o casă. Da, este un mesaj care ține de casă, de căsătorie, de iubire și avem și îngerul Serafina. Poate casa visurilor dumneavoastră o veți cumpăra începând din această săptămână. Investiți niște bani în viața dumneavoastră de familie. Da? Sunteți fericiți, trăiți pentru acest nou început. Unii dintre voi, alături de partenerul dumneavoastră, aveți multe realizări. Urmează etapa a doua sau a treia. Investiți poate în pregătirea anunții, de ce nu? Unii poate investiți în inelul de logodnă sau pur și simplu vin către voi numai vești frumoase. Este o săptămână captivantă din toate punctele de vedere. Iubiți sincer, sunteți iubiți sincer. Apare, v-am zis, cei care nu aveți, apare acel suflet pereche cu care o să construiți etapă cu etapă. Poate este și o dragoste fulgeră, o dragoste care vă face să vreți totul deodată, o dragoste care zice, Doamne, n-am mai simțit așa ceva, pentru că este sufletul pereche. Vreau să fiu cu această persoană, orice ar fi și o să fiți. Este persoana care eu nu credeam că mă voi îndrăgosti, lulea, nu credeam că voi putea să ajung aici, pentru că ei la un moment dat aveau această nesiguranță. E, uitați că se așterne cum trebuie această iubire reală, dar unii care o aveți vă bucurați de ea, alții care nu o să o cunoașteți cu siguranță în această săptămână, da? Dacă e să vorbim pe partea asta profesională, vin niște bani, câștigați niște bani, unii din imobiliare, pentru că vă dați acasă casei, alții pur și simplu din vânzări, dacă sunteți bine aspectați, cert este că vin niște bani în plus. Unii pur și simplu să primiți o moștenire, da? O moștenire, nu știu, se vinde ceva un teren sau casa părintească sau vi se dă anumite drepturi bănești și lucrurile astea vă bucură pentru că căpătați în continuare această independență pe care voi o doriți. Sau partenerul dumneavoastră, pentru că sunt vești frumoase în familie, vă dă vestea frumoasă că primește niște bani, poate câștigă mai bine, poate își găsește un loc de muncă dacă asta nu avea să întregească visul acestei familii. Poate amândoi puneți umăr de la umăr și cumpărați și investiți acești bani pe care aveți în comun în visul vostru de a avea propria casă, dați un avans unii dintre voi, alții pur și simplu faceți împrumut dacă asta vă doriți, dar vin banii necesari pentru a vă îndeplini visele frumoase în această perioadă. Profesional stați bine, câștigați bine, sunteți exact unde vreți să fiți în această etapă, v-ați stabilizat, vedeți că ceea ce voi v-ați dorit s-a îndeplinit, dragii mei, și începând din această săptămână vă vedea numai lucruri frumoase. Nu prea am ce mesaje să mai zic pentru că lucrurile sunt clare. Cu sănătatea cei care vă doreați un anumit tratament și sau mai mult în estetică văd că investiți unii dintre voi, veți fi mulțumiți de rezultatele pe care voi le veți obține. Mă opresc aici. Este o etalare minunată. V-am zis, bucurați-vă că aveți de ce. Văd familie, văd bucurie în familie, văd realizări. Văd o reapropiere, văd bani, văd împlinire, văd lucrurile frumoase pe care voi vi le doreați din toată inima, se vor îndeplini. Și fiți atenți, lăsați-mi în comentariu dacă s-au îndeplinit deja sau simțiți că se vor îndeplini. Cei care vă căutați sufletul pereche o să apară, vă ia prin surprindere, vă îndrăgostiți, lulea și o să aveți o săptămână plină de romantism, de fluturi în stomac și de iubire, dragii mei, cum n-ați mai avut de mult.
Fie că redescoperiți aceste lucruri frumoase cu actualul partener, fie că o să cunoașteți iubirea vieții voastre. Dacă încă nu faceți parte din canalul meu, abonați-vă, este absolut gratuit și veți ști cu siguranță ce aduce această săptămână sau lună sau de acum înainte detaliile mele, dacă asta doriți, mai ales dacă apăsați și clopoțelul. Comentați, distribuiți și apreciați ca să crească cât mai repede vizibilitatea videoclipului, să ajungă și la alți lei care au nevoie de ea, bineînțeles. Iar dacă vă permiteți și vă că vă permiteți, nu fiți gârciți că văd bani, intră bani la voi săptămâna aceasta, donați în semn de mulțumire, o anumită sumă de bani, dragii mei, ca eu să mă bucur și de recunoașterea dumneavoastră financiară. Deci dacă considerați că merită, nu bag mâna în buzunar la absolut nimeni, ci eu spun ce își dorește și sufletul meu, cum este normal. Nu uitați de citirea lunară, este publicată. Până data viitoare, dragi lei, eu vă doresc să vă bucurați de ceea ce trăiți și urmează, bineînțeles, săptămână de săptămână să postez alte noi etalări, așa că fiți cu ochii pe mine. Pupici!